Este Medea Marinescu. Yeah! Săruna! Doamne, de când te-am văzut! De când, Diana? Au trecut niște ani. Da. Maria Mina! Au trecut niște ani, dar mă bucur să spun că ești neschimbată. Se spune, sunt neschimbată în bine. Ești neschimbată în bine. Dragă, ești neschimbată în bine. Chiar ești. Cânta Anda Călugăreanu piesa asta. Anda Călugăreanu. Da. Iată. Nu, Anda Călugăreanu și Mihai Constantinescu. Vezi, știe el ce știe. Da. Făceam o greșeală. Știe el ce știe, că știe muzică. Ce faci? Spune-mi cum te împarți tu așa între toate proiectele pe care le ai, că am înțeles că ai avut o vară foarte plină. Da. Păi cum te împarți și pe tu, copii? În unele cazuri unde pot să-l iau pe cel mare, de fapt, da, în celelalte nu trebuie să apelez la bunici. Așa că și tata e pe la filmări. Câți au? Cel mare are 9 ani, Luca, cel care, Luca are 9 ani Luca are și 9. Filip Ștefan are 2 ani. Să-ți trăiască, să vă trăiască. Și îl mai iei pe Luca, îl iei cu tine, dacă mergi... Da, de exemplu, acum 2 seri am avut o înregistrare la radio pentru nou... E un serial, e o chestie care nu s-a mai făcut. Sigur, în anul centenarului, începuturile radioului, se face un serial de ficțiune. Uh-huh. Și am avut de înregistrat ultima zi de înregistrări și l-am luat pe Luca cu mine. Ce să fac? Ce drăguț. L-am mai luat pe la teatru, acum a și intrat în pâine că joacă într-un spectacol care se cheamă... Toți fiii mei a debutat și în film și în teatru, dar asta nu pentru că l-am forțat eu, pentru că așa s-a întâmplat. A prins drag de scenă, nu? Asta vreau să zic, eu eram groaznic de emoționată, pentru că ați avut aici oameni buni, o imensă campioană, Ana Maria Brânză. Și acum puțin timp l-am dat și eu pe filmul la scrimă. A, da? Am zis da, pentru că am văzut-o pe Ana Maria cum a fost ultimul asalt de la Rio, de am plâns în fața televizorului cu Manole și cu Bartoș. Așa, și săracul nu s-a prins nimic de el, pentru că nu e o pire. Doamne, cum a zis! Da, am încercat, adică trebuie, l-am încercat și la tenis, că o avem și pe Halep. E, la el cu actoria, sper că cel mic o să facă ceva cu sportul, sper din suflet. Da, dar uite că e foarte bine că te urmează sau că ți urmează într-un fel sau altul. Da, asta zic că nu l-am locația. Forțat, așa s-a întâmplat. Așa a prins el. Și am înțeles că jucați într-un scurt metraj, da, împreună. Un scurt metraj, am văzut că erau imagini mai devreme, se cheamă Michelangelo. Un scurt metraj, aici suntem cu tati care face imaginea filmului. Ai văzut când zice tati? Da. A zis altfel, sunt cu tati. Da. Un scurt metraj care a luat premiul la TIFF anul ăsta, care a fost în selecția oficială de la Montreal, de un festival de categoria A la Montreal, și unde el joacă rolul principal. Da, e debutul lui în cinema, în regia lui Angel Damian. Mamă, ce copil talentat! Bravo! Acum, na, o, ca mamă o să zic că e talentat, dar mai bine să zic că alții. Și de luni începe școala, nu? Nu, el a început deja școala de săptămâna asta. Mă trezesc în fiecare dimineață la 6:30, păi pentru cum? Că e la școala franceză. A, e la școala franceză. Da, și britanicii și francezii mi se pare că au început deja. Încep mai devreme. Așa că sunt mămică full-time, mă trezesc de dimineață la 6:30 și termin activitatea, depinde dacă am spectacol la 11-12 noaptea. Când se reia turneul cu Florin Piersic? Cu Florin Piersic plec săptămâna viitoare la Bruxelles și Paris, avem două reprezentații acolo, pe 14 și pe 16 septembrie, după care pe 21 jucăm la Timișoara, deja am înțeles că toate biletele s-au cam vândut, pe 15 octombrie la București, 16 octombrie Buzău, deci reluăm seria turnelor. Da, pentru că multă lume ne întreabă, mă, dar voi mai jucați? Da, pentru că nimeni de unde pare că spectacolul ăsta se joacă de o veșnicie, dar... Cred că e a 10-a stagiune. Cum e să l-ai partener pe Florin Piersic? Știi cum e? Caut cuvântul potrivit. Înainte ziceam că e o bucurie, dar e mai mult decât atât. Mai mult decât bucurie, pentru că gândiți-vă, așa îl vedeți pe Florin Piersic, foarte puțin detalii a lui Florin Piersic, pe foarte puțin mai avem șansa să-i vedem pe scenă astăzi. Și nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Am avut șansa să fiu pe scenă și lângă maestru Radu Beligan, cel care semnează regia spectacolului. Da, Florin Piersic e genul de vedetă absolută, îndrăgită de toată lumea. Absolut toată lumea. Până și copii, am văzut copii de 7 ani care
n-au trăit pe vremea lui Mărgelatu, nu erau născuți și care veneau la... S-au recuperat, știi, au venit la teatru să-l vadă pe Florin, până și fiimiu trecea pe lângă fiul și zicea, aici e mama mea, joacă cu Florin Piersic. Alaud, așa cum da, vin. Da. Petrecând atât de mult timp împreună, bănuiesc că ai primit și sfaturi de la el. Care e cel mai important sfat sau, nu știu, lecție de viață pe care ai învățat-o de la el? Să-ți iubești publicul. Să știți că e un fel... Pare așa simplu, na, că e cumva de la sine înțeles. Dar să știți că el iubește dincolo de meserie. Știți ce face la Paris? Vă dau un exemplu. El nu e cu Facebook, cu mail-uri, cu chestii de genul ăsta. E total la tehnic. La tehnic. Da, așa. Dimineața la Paris, că a mai fost odată cu spectacol la Paris, stă o jumătate de zi și scrie scrisori fanilor. Nu cred. Wow. Jur, nu cred. Oameni buni, vă jur, nu e nici scrisoare, mai scrisoare, scrisoare, gen. Scrisoare, el le scrie nu și tehnologizat? Nu e așa că e scrie cu drag Florin Piersic. Face fiecare, pentru că primește scrisori de la oameni, da. Wow. Care îl cer un autograf și le trimite fotografie, dar le trimite și câte o scrisoare și pune acolo un gând, mă omule, să-ți fie bine, cum îți e, ce fac? Mamă, ce fain. Și eu am fost uluită pentru că atunci am văzut, de fapt, cât timp petrece. Cât își iubește publicul. Și cât își iubește publicul. E un fel de a-l iubi și cred că asta i s-a și întors, oricum, în mit, înapoi. Na, că e cel mai iubit, totuși. E cel mai iubit dintre pământeni. Citeam undeva că ai spus că dintre toate rolurile pe care le-ai interpretat, practic, cel mai greu rol este totuși acela de mamă. Păi adevărat? Tu nu zici la fel. Acum că mă întreb, da. Da, e cel mai greu să știi că nu e regulă, nu-i scenariu. Nu-i un scenariu. Și nici nu poți să iei pauză. Nici nu poți să iei pauză niciodată. Trebuie să te și împarți așa cumva. Și asta e cel mai parcă se rupe tot timpul câte o bucățică din tine. Și când plec, mi-a zis odată băiatul meu că m-am dus la spectacol, zic, lasă-mă că trebuie să ajung, am spectacol diseară. Și l-a zis, mama, întârzi el. Și ce faci în situația asta? Te rup și se rupe ceva din tine. Când dar pleci, îl lași plângând sau ceva, da. Da, e. Dar își punea mânuțele așa pe geam, vedeam cu mânuțele pe geam cum se lipea. Lacrimile. Da, acum a început să înțeleagă, iar de asta micu și acum m-am fofilat așa să nu vadă când plec, să nu vadă momentul al despărțirii, că e groaznic. Dar e și cea mai frumoasă meserie. Adică cum ești ca mamă? Împlinită. Îmi dau seama că sunt împlinită ca om. Și nu-s cuvinte mari astea. Adică până nu le trăiești, n-ai cum nici să le înțelegi, nici cum să exprimi ceva ce ai citit. N-are nicio legătură nici cu cărțile pe care le-ai citit, nici cu celelalte experiențe pe care le-ai avut. Eu am jucat, până să fiu mamă, am jucat roluri de mame. Și nicio treabă, nu? Și nu e altceva. Acum le poți juca altfel, nu? Le vezi altfel. Cu siguranță că le-a jucat altfel. Că le-a jucat mai bine. Mult mai bine. Ce urmează pentru tine în perioada următoare, pe lângă spectacolele păi de care urmează o perioadă aglomerată, că am o premieră nouă cu o companie, Avangardia se numește, cu care am mai scos un spectacol, Intriga. Se joacă pe 23 septembrie. Și scot un spectacol foarte frumos. Acolo joc un rol de mamă, care e sfâșietor. Adică nu vreau să zic finalul, nu vreau să zic ce se întâmplă, e sfârșitor. Pane curioză. Bun, cei care au văzut filmul Magnolii de Oțel cu Julia Roberts, probabil că știu la ce mă refer. Unde joc cu Maya Morgenstern, joc cu alte 5 actrițe minunate și acolo joc o mamă. Și premiera va fi în octombrie. Joc spectacolele de la Teatrul Național din Eau cu Proști. Joc un alt spectacol, chiar acum luni avem o reprezentație all inclusive, îl iubesc. Spectacolul ăsta îl iubesc pentru că mă distrez, nu știu dacă mai tare decât spectatorii, n-am înțeles. Așa. Și joc cu Marius Manole, joc cu generația mea, Vlad Zamfirescu, cu Marius Manole, Mirela Oprișor, sigur și o fată mai tânără, Diana Roman. Dar e frumos, iarăși e frumos, e tușant și iară joc o mamă. Deci practic te urmărește cu barul ăsta. Încep, da. Hai la teatru. Da, vă chem că nu o să vă pară rău. Și fam loc cu Marius Manole, pe care îl reiau acum pe 1 octombrie. Este un spectacol tot al maestrului Beligan și îmi face așa mare bucurie că... Practic reîncepe stagiunea și iată treabă multă de încolo, nu? Am treabă, sunt bucuroasă, sunt bucuroasă că am doi copii care mă țin legată de realitate.
Mulțumim mult că ai venit astăzi, Medea Marinescu sau Maria Mirabela, pentru cei care au crescut cu filmele. Și hai la teatru, că de când zice să mergem la teatru? Hai, veniți-vă aici pe voi. Bine, mergem, promitem că mergem. Mulțumim frumos!